Un șofer român de camion se zbate între viață și moarte după ce a fost înjunghiat de un coleg compatriot. Un al treilea transportator a încercat să intervină. Potrivit presei din Italia, o bătaie ar fi implicat trei șoferi de camion la scurt timp după ora locală 21 sâmbătă 4 iunie în zona de odihnă Brughiera Est de-a lungul A8 lângă Castrono spre Varese din Italia. Cauzele confruntării violente sunt încă neclare, anchetatorii încă audiază martorii. La fața locului au intervenit patrule de poliție pentru a reconstitui incidentul. Mașini de intervenție au sosit pe A8, două ambulanțe și un auto medical. Unul dintre șoferii de camion implicați în luptă ar fi fost lovit de un instrument contundent, fiind rănit foarte grav în abdomen. A fost transportat la spital în cod roșu, cel de maximă gravitate. Potrivit celor reconstituite până la acest moment, românul de 40 de ani beat l-ar fi tăiat în abdomen pe colegul lui conațional, în plină ceartă. Un al treilea șofer de camion a încercat să intervină pentru a calma spiritele, fără a obține rezultate. Românul de 40 de ani este acuzat acum de tentativă de omor. Amintim că anul trecut, Catalonia a experimentat un nou episod de violență, unde un șofer român de tir a fost înjunghiat fatal de un alt șofer român. Autoritățile au fost alertate despre lupta între cele trei persoane. Acest incident a pus capăt vieții unuia dintre ei. La scurt timp, poliția catalană l-a arestat pe presupusul agresor. Un tânăr de 29 de ani de naționalitate română, relatează site-ul știrdiaspora.ro.